Iubiți frați și surori, vă spun pacea Domnului și bună dimineața! Dumnezeu ne-a dat o zi deosebit de frumoasă. Credeți și ați văzut ce soare frumos este și astăzi. Și mai mult decât soarele acesta pe care l-a creat Dumnezeu la cuvântul Său, sunteți voi. Suntem Dumnezeu. Și mai frumos decât toți, cine este? Domnul în a cărui nume noi am venit în seara, în dimineața aceasta să ne închinăm. Slăvit să fie Domnul! În picioare, ne salutăm, ne spunem încă o dată bun venit unul celorlalți, binecuvântați-vă unii pe alții. Grupul Adonai, în dimineața aceasta Dumnezeu să-i binecuvinteze, ne vor sluji la închinare. Fratele Nicu Gavrilescu ne va sluji la rugăciune. Lucrarea de astăzi este o lucrare care vrem să o dedicăm Domnului. Va fi pentru zidirea noastră, pentru edificarea noastră și ne vom bucura în Domnul. Astăzi avem o frumoasă sărbătoare pentru că cineva a venit. Avem un nou membru aparținător, Miriam Sofia, Domnul să o binecuvinteze, Sami, Cristina au adus-o la casa Domnului. Avem așa multe motive, frații mei, astăzi să fim plini de bucurie. Flăcăul ăsta vrea să vină aici în locul meu la Amvon, nu știu ce să fac, să mă las. Haideți să lăudăm pe Domnul prin cântare. Eu sunt un om, sunt doar un om. Ajută-mi, te rog, ce-am de făcut să-mi făptuiesc. În al meu dom, ajută-mă să te slujesc. Dacă va mai fi încă o zi,
știu timpul cât viața mea se va sfârși. Pace, zic ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți care în această dimineață ați ales să veniți cu inimile pline de veselie să vă închinați Domnului. Aș vrea să ridic o întrebare și să întreb: în cine v-a spus încrederea în săptămâna care a trecut? În Domnul, amin. Înseamnă că dacă ne-am pus încrederea în Domnul în săptămâna care a trecut, tot Domnul ne-a adus biruință, așa-i? Amin. Atunci, în această dimineață, avem un motiv și să ne închinăm cu toții din toată inima. Haideți să venim înaintea Domnului cu o rugăciune de mulțumire și să-i mulțumim ne-a dat în săptămâna care a trecut. Amin. Iar lucrătorii sunt așa puțini. Mă dăruiesc, o Doamne, întrecime, ca să nu recolta dintre spini. Ogoarele sunt gata de recolt. De recoltă,
Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Acestea sunt cuvintele lui David în rugăciunea lui.
Și două lucruri observăm în versetul acesta. David se ruga dimineața, aștepta. Ajută-ne, Doamne, să ne rugăm și ajută-ne, Doamne, să așteptăm în Duhul răspunsul de la Tine. David aștepta să ruga și aștepta. Aștepta în Duhul să primească răspuns pentru viziune, să primească răspuns pentru planuri. Doamne, ajută-ne să așteptăm din partea Ta, să ne dai o viziune, să ne dai un plan ca să cucerim. Ce ziceți? Cu mult timp în urmă ne rugam pentru localitatea în care locuiam. Și când se citea din versetul acesta, spuneam, Doamne, să putem să cucerim în numele Tău Mangalia. Mangalia. Mergeam și cu tinerii și cântam, am mai spus-o asta, pe malul mării și acolo vineau o grămadă de oameni și se strângeau. Și eram tineri cu dorințe să le dăm oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Și era o bucurie enorm de mare când vedeam că omul primește cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi ne rugam, Doamne, lucrurile a primit să-l convingă de păcat, să-l convingă cât de păcătos este și să vină la Tine. Haide să ne rugăm Domnului pentru oamenii nemântuiți. Știți cu toții asta a făcut-o fratele Cornel cu mult timp în urmă, mult timp, un an de zile. Am dat Biblii la oameni și am dat destule. Și m-am bucurat că omul a primit în mâna lui. Acum dorința mea este ca să-l fac și care are nevoie de Dumnezeu. Au fost Biblii care au avut o pegatina, o hârtie lipită pe ea cu adresa de la de aici din Arganda și am zis, Doamne, asta o pun, dar nu interesul meu este ca oamenii să vină aici. Interesul meu este ca oamenii să vină la Tine. Nu mă interesează în care biserică merge. Ce mă interesează? Mă interesează ca omul să vină la Tine. Haide să ne rugăm cu toții pentru oamenii nemântuiți, oamenii care încă își țin inima închisă. Și să facă Dumnezeu prin Duhul care îl are în mână, să-l deschidă și să lucreze în viața lor. Amin. Și să aducă rod de pocăință. Amin.
Vă rog pe dumneavoastră să vă reașezați. Cu bucurie aș vrea să continuăm să ne închinăm prin cântare și cred că este frumos acum de început să aducem Domnului și pentru lucrarea Domnului și darul nostru financiar cu care am venit astăzi să ne închinăm Domnului. Frații ușieri vor aduna darul pentru deschide minima și suntem parte în închinare, în lucrare și Dumnezeu să privească cu plăcere la închinarea noastră Domnului. Apoi corul bisericii va aduce laudă Domnului prin cântare și din Rocheta, Biserica Maranata, să aibă un gând de inimă pentru noi și Dumnezeu să-L binecuvinteze. Cu ocazia aceasta vreau să dați voie să-mi face mai bine spus plăcere să-i salut, începând cu cei mai de departe, cei ce sunt în direct cu noi pe internet, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Sunteți de acord? Îl salut pe fratele Dumitru Bozvici, soția, copiii, parte sunt aici cu noi în dimineața aceasta, pentru că de o bună bucată de timp inima lor este mai legată de zona asta. Arganda a venit aici între noi, în casa lui Sami și a lui Cristina, această fetiță, și știu că deja ca și bunici sunt mai legați de noi și de voi, pentru că asta aduce nepoții în inima bunicilor. Dumnezeu să-i binecuvinteze! Deci, l-ascultăm pe fratele Mihai, după cor. Naomi va lăuda pe Domnul cu o cântare, Domnul să o binecuvinteze, și apoi vom proceda la actul de binecuvântare al lui Miriam, Sofia, și lucrarea Domnului, așa cum Dumnezeu ne va călăuzi în dimineața aceasta, va decurge. Ce este important, această lucrare să ajungă în inima voastră, în inima noastră, să aducă bucurie, să aducă transformare și Dumnezeu să într-un mod plenar în viețile peste lucrarea sa. Amin. Să-ți răsplătesc iubirea ta.
Părinte Ceresc, venim înaintea Ta, Doamne, în această dimineață și ne ridicăm cu toți glasurile spre tronul Tău, Doamne, și îți mulțumim pentru ziua aceasta, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai permis să ne strângem în locul acesta. Îți mulțumim, Doamne, că ne-am trezit în capul oaselor și putem să Te lăudăm pe Tine, Doamne, din toată inima. Te rog, Doamne, Dumnezeule, binecuvântează părtășia noastră în acest loc. Doamne, fă simțită prezența, cum de fiecare dată o faci, Doamne, în inimile noastre și în mijlocul nostru. Îți mulțumesc, Doamne, pentru aceste daruri care s-au strâns. Te rugăm, Doamne, binecuvântează-le, Doamne. Fă-le folositoare, Doamne, ca Tine nu știe nimeni să le chivernisească. Îți mulțumesc, Doamne, pentru frații și surorile care au întins mâna. Binecuvântează, de asemenea, locurile noastre de muncă, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că ești cu noi și vei fi cu noi în continuare. M-am rugat și îți mulțumesc în numele scump al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Vă invit să ocupați locurile.
Să fie Domnul! Îi mulțumim lui Dumnezeu în primul rând pentru că prin îndurarea și harul său ne-o păzi, ne-o binecuvântat și iată-ne din nou astăzi în casa lui Dumnezeu, împreună cu dumneavoastră, la slujbă, în închinare înaintea lui Dumnezeu și să spunem cu toții din toată inima, glorie să fie adusă lui Dumnezeu în veci! Frați și surori, așa cum se spunea încă la deschiderea acestei slujbe, o zi frumoasă, o zi binecuvântată dată de Dumnezeu fiecăruia dintre noi, o zi cu soare afară, o zi plină de bucurie, eu cred că în inimile noastre, pentru că am venit să ne întâlnim cu Dumnezeu și în această zi. Lăudați să fie numele Domnului. N-aș vrea să fiu lung foarte scurt în câteva gânduri, ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, pentru că suntem la o sărbătoare și aș dori să spunem din toată inima Domnul să binecuvinteze pe Sami, pe Cristina, pe Miriam și Dumnezeu să-i țină la brațul lui toată viața. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre un om care îl cunoaștem toți, frați și surori. Spune cartea Iov de la versetul 1. În țara Uț era un om care se numea Iov. Acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Se duceau unii la alții, dădeau rând pe rând câte un ospăț. Și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce, să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci, zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Lăudați să fie Domnul. Frați și surori, suntem mai mulți tați și soții în dimineața aceasta. Copiii cred că sunt dincolo. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ca și cap de familie, ca și preot în casa noastră, frați și surori. Omul acesta, Iov, avea un obicei foarte bun. Doamne, ajută-ne să avem și noi acest obicei frumos. Copiii lui dădeau câte un ospăț pe rând și la acel ospăț invitau și pe surorile lui. Și după ce se termina ospățul acela, spune cuvântul lui Dumnezeu că Iov aducea o ardere de tot pentru fiecare dintre ei. Haideți să aducem o ardere de tot pentru copiii noștri, frați și surori. Dacă este ceva lovit în lumea în care trăim, este familia, iubiții mei. Vrăjmașul se luptă în dreptul familiilor noastre să facă dezbinare, să rupă, iubiții mei, începând de la cel mai mic copil, să facă dezbinare între soț și soție, iubiții mei. Dumnezeu să ne binecuvinteze în această dimineață, să putem să aducem arderi de tot pentru copiii noștri. De ce? Pentru că atunci când vor crește mai mult, să nu se abată de la cuvântul lui Dumnezeu. Acest om nu era un om neînsemnat. Spune cuvântul lui Dumnezeu atâtea bogății. Care dintre noi are aceste bogății care le-au avut eu? Dar nu numai atâta. Spune că era cel mai cuvază dintre toți locuitorii răsăritului. Cel mai cuvază nu dintre Rocheta. Un om cel mai cuvază din Rocheta. Un om cel mai cuvază din Arganda. Nu. Dintre toți locuitorii răsăritului. Noi suntem așa cum ne-a binecuvântat Dumnezeu, pe fiecare, unii cu mai mult, alții cu mai puțin. Dar important e să nu curmăm jertfele pentru copiii noștri. Știi de ce? Pentru că spune Psalmul 78, frate, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri. Nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care puterea lui și minunile pe care le-a făcut, frați și surori. Trei lucruri foarte importante care trebuie să le vestim copiilor noștri, neamului de oameni care va veni după noi, frați și surori. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 5. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii. Frați și surori, legea pentru ce este? Pentru ce este legea? Dacă este o lege, e ca să fie împlinită. De aia sunt legi, ca să le respectăm, să fie împlinite, nu? Spune cuvântul lui Dumnezeu, el a pus o mărturie în Iacov, a în Israel, lege. Dar nu putem să facem abaterea de la ea. E o lege care trebuie să o împlinim în viața noastră, frați și surori. Ca să fie cunoscută de cei care vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari,
să vorbească despre ea copiilor lor, din generație în generație, cuvântul lui Dumnezeu. Va, dintr-o generație la alta, să se depărteze de casele noastre, frașii. De ce? Pentru că vine 7 și spune un lucru foarte important. Pentru că aceștia să crederea în Dumnezeu, ca să nu uite lucrurile lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. Binecuvântat să fie numele Domnului în veci. De aceea datoria noastră, frați și surori, ca și părinți, ca și preoți, preotese în casele noastre, frați și surori, datoria să învățăm copiii noștri în legea lui Dumnezeu. Și când să învățăm, frați și surori, spune cuvântul lui Dumnezeu un cuvânt frumos în Deuteronom, capitolul 11, versetul 19. Să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele. Când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Tot timpul, frați și surori, tot timpul. Indiferent că ești acasă, că pleci în călătorie, indiferent seara sau dimineața, frați și surori. Bine ar fi să avem acest obicei. Atunci când plecăm în călătorie, atunci când ne întoarcem din călătorie, să povestim copiilor noștri despre legea lui Dumnezeu, despre minunile lui Dumnezeu, despre puterea lui Dumnezeu, frați și surori, ca astfel ei să crească în acest mediu bine definit de Dumnezeu, ca la sfârșit și ei la rândul lor să-și învețe copiilor mai departe în această lege. De ce? Pentru că dacă nu se întâmplă astfel, găsim în Psalmul 78, seminția lui Efraim, care la un moment dat s-au depărtat de Dumnezeu. În ziua luptei au dat dosul pe munte, au fost nimiciți și a fost alesă o altă seminție, o seminție puternică, frați și surori, ca și biserica din ziua de azi, o biserică puternică, frați și surori, familii puternice, dar dacă nu vom ține mărturia aceasta pentru copiii noștri, la rândul lor pentru copiii lor, al final, într-un final, vom face ca și seminția lui Israel, să fim lepădați dinaintea lui Dumnezeu, asta nu vrem. Vrem ca noi și copiii pe care Dumnezeu ne-o dă ca binecuvântare să moștenim împărăția Lui. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Întâia oară văzut în chipul blând și iubitor, simțit adie de-a ta ușoară, eram în brațul tău ocrotitor, privea spre tine ca primi-o maramă și nu pun rosti niciun cuvânt, doar te simțeam că tu este a mamă. Ce Domnul mi te-a dat pe acest pământ, o mama mea, o mama mea. Eu niciodată n-aș putea să răsplătesc iubirea ta, iubită mamă, mama mea. O mama mea, o mama mea. Eu niciodată n-aș putea să răsplătesc iubirea ta, iubită mamă, mama mea. Mai legăna din noapte până noapte și mi-ai cântat din zor până apus. Mi-ai alintat mereu în cald de șoapte și mi
vorbi cu drag despre Isus. Mai îngrijise mai crescut cu lacrimi, zi fără încetare mi-ai iubit, mai învăță să fiu om între oameni și mi-ai iertat mereu când ți-am greșit. O, mama mea, o, mama mea, eu niciodată n-aș putea să răsplătesc iubirea ta, iubita mama, mama mea. O, mama mea, o, mama mea, eu niciodată n-aș putea să răsplătesc iubirea ta, iubita mama, mama mea. Mai mângâia la ceas de suferință, mai îmbăța sărac să step să sper, mi-ai inspirat a Domnului credință și taină pasiun teptai spre cer. Îți mulțumesc, mămico, pentru toate și rog pe Domnul viață să-mi mai dea, să-ți dea putere, zel și sănătate, să te ai amaița, mama mea. O, mama mea, o, mama mea, eu niciodată n-aș putea să răsplătesc iubirea ta, iubita mama, mama mea. O, mama mea, o, mama mea, eu niciodată n-aș putea să răsplătesc iubirea ta, iubita mama, mama mea. Amin. Înainte să procedăm la actul de binecuvântare a fetiței, bunica și cu fetele și cu o parte din familie au o dedicație, o cântare. Cu ocazia aceasta zicem: Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și apoi vom continua lucrarea. Dă binecuvântări din cerul tău peste acest copil, să crească crezător în fiecare zi. Cu binecuvântări din cerul tău, cu binecuvântări în fiecare zi, revarsă astăzi, te rugăm, peste acest copil. Astăzi am venit înaintea ta cu acest copil iubit. Te
rugăm pe brațul tău, mereu să-l ții, când va crește mare zi de zi, să te slujească doar pe tine. De cuvântul tău să asculte în orice zi, că binecuvântă din cerul tău peste acest copil, să crească credincioși și ascultător în fiecare zi. Cu binecuvântă din cerul tău, cu binecuvântări în fiecare zi, revarsă astăzi, te rugăm, peste acest copil. Astăzi te rugăm, Iisus iubit, în viața ei mereu să fii. Ți-i drum pe brațe soții, orice clipă zi din viața ei, să te urmeze orice-ar fi. De cuvântul tău să asculte când vei veni. Dă-mi cerul tău peste acest copil, să crească credincioși și ascultători în fiecare zi. Cu binecuvântări din cerul tău, cu binecuvântări în fiecare zi, revarsă astăzi, te rugăm, peste acest copil. Revarsă astăzi, te rugăm, peste acest copil. Ceea ce se întâmplă în dimineața aceasta aici între noi are oarecum mare apropiere în sensul de învățătură cu ceea ce am găsit în Evanghelia după Matei, capitolul 18 și versetul 3 din capitolul 18 are un conținut foarte frumos. Iisus ia un copilaș, îl pune în mijlocul lor și apoi face enunțul acesta. Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip, nu veți intra în împărăția cerurilor. Știți ce înțeleg eu? Că bătrânii nu pot intra în împărăția cerurilor. Bătrânii nu pot să intre în împărăția cerurilor. Așa că toți trebuie să ne facem ca niște copilași. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mihai spunea că părinții ca preoți trebuie să învețe. Dar Sami și Cristina, vreau să vă spun că voi trebuie să învățați, în timp ce învățați, să învățați de la Miriam, Sofia și voi. Și vreau să fiți de acord cu asta. Spontaneitatea ei, bucuria ei, zâmbetul ei, tot ce este atât de frumos, trebuie să învățați și să învățăm și noi. Spunea cineva, când am încetat să fim copii, de fapt nu mai existăm. El spune acolo, dacă am încetat să fim copii, de fapt am murit. Pentru că frații mei, Cristina, Sami,
Dumnezeu vă zice, învățați-o și uitați-vă la ea și învățați de la ea. O fetiță a mers la școală și a terminat prima săptămână în clasa 1 și a venit acasă și a zis, foarte serioasă, mami, nu are niciun rost să merg la școală. Dar de ce, dragă? Nu știu să scriu. Nu știu să citesc. Și nici nu mă lasă să vorbesc. Așa multe lucruri ne învață copiii pe fiecare dintre noi. Îl iei în brață, îl mângâi pe creștet, îl vezi cum aleargă în fața ta pe alee, îl vezi când se murdărește, cade și vine la tine și zice, mami, e dependent de tine. Astea trebuie să învățate. Sau continuu și continuu iarăși învățate și trăite. Pentru că Iisus a spus, a pus un copilaș în mijlocul lor și a spus, bătrânii nu intră în împărăția cerilor. Doar cei care ne facem ca niște copilași. Aici, când Dumnezeu ne dă viață, toamnele vin peste noi, anii trec, însă în Duhul nostru, în inima noastră, să rămânem copii, copii al lui Dumnezeu, cu bucuria și frumusețea cu care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Amin. Astăzi, împreună cu fratele Bosbici, vom proceda la actul de binecuvântare, îl chem pe Same, pe Cristina, pe fratele Dumitru, bunicul lui Miriam, să vină aici în față și împreună vom sluji la lucrarea aceasta. Amin. Dacă bine am înțeles, este al patrulea nepot pe care fratele Bosbici îl ia astăzi în brațe. Și permiteți-mi, deși nu suntem noi așa foarte apropiați și asta, din cauza distanței doar, frate Dumitru, să ne ajute și pe dumneata și pe mine și pe toți bunicii să rămânem toți tineri. Vă invit și pe dumneavoastră să vă ridicați în picioare. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu, vom pune numele lui Miriam, Sofia, în acest cuvânt al lui Dumnezeu, în acest cuvânt plin de viață, plin de putere, pentru că spune Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu este cum? Și noi, Biserica Domnului, ne vom da consimțământul, așa cum o facem cu bucurie întotdeauna, când venim în fața Domnului și prezentăm copiii, și cerem binecuvântarea Domnului peste ei, punând numele Lui peste fiecare copilaș. Astăzi, Miriam, Sofia. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Miriam, Sofia. Amen. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să-ți dea pacea, Miria, Sofia. Amin. Domnul să-și înalțe fața Lui peste tine și să-ți dea pacea, Miriam, Sofia. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Prin fratele Dumitru, bunicul, vom cere binecuvântarea Domnului. Tată al cerului și al pământului, am vrea pentru că biserica stă ridicată, familia de asemenea însusită în casa de rugăciune, noi cu toții, ca și părinți, bunici, frați și surori, am vrea să venim înaintea Sfințeniei tale în continuare în această zi și să prezentăm pe micuța Miriam Sofia, la care, Doamne Dumnezeule, am vrea și am avea o dorință înfocată în inima noastră, ca Tu să lași binecuvântare peste ea.
să lași binecuvântare în creșterea ei trupească, în mădularele pe care, Doamne, Tu le-ai dat, Doamne. Îți mulțumim că din punct medical ea este sănătoasă. Doamne, nu știm ce ne așteaptă ziua de mâine, dar am vrea, Doamne Dumnezeule, să o prezentăm înaintea sfințeniei Tale și să spunem, Doamne, poartă-i de grijă. Ajută, Doamne Dumnezeule, și dă-i o creștere normală. Doamne, o recunoaștem că dacă Tu îi vei da o creștere normală, ea va fi binecuvântată. Am vrea să o binecuvintez și dotând-o intelectual, Tu să fii Cel care vei face ca mintea ei, Doamne, să judece normal, Doamne, să o capacitezi Tu din punctul ăsta de vedere, pentru că fiecare copil, fiecare om avem nevoie, Doamne, în creșterea ei atunci când va fi mare, să o ajuți să-și poată preda viața în mâinile Tale. Doamne, dacă pentru copiii noștri și nepoții noștri dorim realizări, cea mai mare dintre ele, vrem, Doamne Dumnezeule, să rămână, să fie pentru totdeauna în mâinile Tale. Doamne, poartă-i de grijă de pâinea cea de toate zilele. Este necesară, Doamne, pentru acest lucru, Doamne, mă rog pentru Sami, binecuvintează-l cu putere de muncă, să câștige pâinea cea de toate zilele în fiecare zi. O, Doamne Dumnezeule, autorizează-l ca preot în casă. Doamne, fă-l să fie responsabil din toate punctele de vedere. Îți mulțumesc pentru el că este și până acum a dovedit-o. Dă-i putere și în continuare. Doamne Mântuitorule, îți mulțumesc pentru Cristina, cea de-a treia odraslă sosită în familia noastră. Doamne, ne bucurăm că astăzi împreună putem să venim înaintea sfințeniei Tale cu rodul pântecelui ei. Îți mulțumim pentru acest lucru. Da, îți mulțumim, Tată. Îți mulțumim pentru că ai ajutat-o la sarcină să o ducă până la capăt. Ai ajutat-o la naștere. Îți mulțumim că o vei ajuta-o și în continuare, ea ca și mamă să-și achite îndatoria pe care o are. Binecuvintează-o, dă-i răbdare, dă-i, Doamne Dumnezeule, tot ceea ce Tu vezi că ea are nevoie. Tu știi că suntem vulnerabili nu de puține ori. Am vrea ca mâna Ta cea tot puternică să fie la lucru. O, Doamne, Împăratul nostru și Dumnezeul nostru, am vrea, Doamne, să credem că Miriam, Sofia, au așteptat-o de mai multă vreme și astăzi este bucuria lor și a noastră fiecăruia. De aceea, zicem încă o dată, binecuvântările Tale să fie peste ea, binecuvântările Tale să fie în casa lor. Îi încredințăm în mâinile Tale, vor avea probleme, Doamne Dumnezeule, își vor pleca genunchiul înaintea sfințeniei Tale, ascultă-le rugăciunea, răspunde-le din înaltul cerurilor, ești Cel ce poți lucra. Doamne, îți mulțumim pentru părtășia care o avem în această dimineață, îți mulțumim pentru ceilalți nepoți, îți mulțumim pentru copii, îți mulțumim pentru noi ca și familie, îți mulțumim pentru primirea care ne-au făcut-o frații aici. Binecuvântează-i, Doamne, ne încredințăm în mâinile Tale de stăpân, Tată, Iisuse și Duhule Sfinte. Amin. Corul bisericii se va închina Domnului prin cântare, apoi grupul Adonai va sluji Domnului prin cântare. Rostit de fratele Bosbici, din nou corul bisericii va reveni în slujire și apoi vom asculta cuvântul lui Dumnezeu. Zic Dumnezeu să binecuvinteze în continuare lucrarea sa. Amin.
zi când vom pleca spre Canaan, ne-om îndrepta. Da, vine o zi, da, vine o zi. O trâmbiță va răsuna, de pe pământ ne-om înălța. Noi vom zbura, noi vom zbura, da, vom zbura. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni mireasa slavă în văzduh. Cu mintea zi, ce întâlnire atunci va fi, vei fi acolo și tu, sau nu vei fi? Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni mireasa lui pe nori de slavă în văzduh. Ce mintea nu poți a gândi, ce întâlnire atunci va fi, vei fi și tu, sau nu vei fi? Tot universul va privi, fără de număr galaxii, vor asculta, vor asculta, vor asculta, cântarea celor mântuiți, iertați prin har neprihăniți, de mielul sfânt, de mielul sfânt, de mielul sfânt. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni mireasa lui pe nori de slavă în văzduh. Cu mintea nu poți a gândi, ce întâlnire atunci va fi, vei fi acolo și tu, sau nu vei. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni mireasa lui pe nori de slavă în văzduh. Cu mintea nu poți a gândi, ce întâlnire atunci va fi, vei fi acolo și tu, sau nu vei fi? Iisus te cheamă oricine ești, cu El ești mireasa lui, mireasa lui, mireasa lui, mireasa lui. Doar prin credință poți acum să ai o viață și un nou drum cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni mireasa lui pe nori de slavă în văzduh. Cu mintea nu poți a gândi, ce întâlnire atunci va fi, vei fi acolo și tu, sau nu vei fi? Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni mireasa lui pe nori de slavă în văzduh. Cu mintea nu poți a gândi, ce întâlnire atunci va fi, vei fi acolo și tu, sau nu vei fi? Vei fi acolo,
vei fi acolo și tu sau nu vei fi, să fii acolo, să fii și tu acolo, nu lipsi.
Slăvit să fie Domnul! Amin. El merită toată cinstea, toată lauda și toată gloria în fiecare zi. Amin. Și în fiecare ceas și de ce nu și în fiecare clipă. Sau asupra căruia am vrut să mă opresc pentru această dimineață, l-a citit Mihai și aș vrea să vă mulțumim pentru primirea care ne-ați făcut-o în această dimineață și nu numai, ori de câte ori avem ocazia să trecem pe aici. Vă mulțumim într-un mod special de asemenea pentru faptul că e între dumneavoastră Cristina, Sami și Domnul să vă binecuvinteze. Mă uit cu plăcere înspre frații care îi cunosc și sunt puțin la număr, dar cunosc pe câțiva dintre dumneavoastră. Aș vrea să vă binecuvintez în numele Domnului, atât pe cei care îi cunosc, cât și pe ceilalți care vă cunosc mai puțin sau prima dată. Aș vrea să nu uit să aduc salutări într-un mod așa mai aparte fratelui păstor, fratelui Viorel, de la fratele Ghiță Moiș, poate veniți careva din Baia Mare. Și fratele Ghiță a slujit câteva zile, începând cu duminică de dimineață, la botezul pe care l-am avut în Biserica Maranata, apoi după masă cina Domnului, luni evanghelizare și în sector câteva seri în continuare. Și fratele Ghiță mi-a spus neapărat să duci, pentru că am câteva amintiri cu fratele Viorel frumoase din tinerețe. Și mă bucur că n-am uitat. Să știți, am un dar care îl am din partea Domnului și uneori așa de mult îmi prinde bine, darul de a uita. Nu știu dacă și dumneavoastră îl mai aveți. Poate că cineva vine și spune ceva, o vorbă care e jenantă, care nu-i la locul ei și așa repede Dumnezeu mă ajută și uit. E un dar. E un dar pe care am vrea să fie binecuvântați toți frații, toate surorile și fiecare dintre noi în parte. Când am vorbit cu fratele Viorel, a spus, frate Mitică, ar fi bine să ai un mesaj pentru familie când vii la noi, la Emanuel. Și m-am gândit să transmit un mesaj pentru familie în dimineața aceasta. Un pic mi-a luat-o fratele, tot fratele Viorel mi-a luat-o înainte. M-am gândit la un mesaj că atunci când se naște un copil și vine primul copil în viața familiei, în același timp se naște și familia. Pentru că până atunci au fost copii, au fost adolescenți, au fost tineri, s-au căsătorit, au fost soț și soție, dar părinți n-au fost încă o dată, niciodată până atunci. Așadar, rețineți și cred că se potrivește și în dreptul lui Cristina și a lui Sami, ați început să fiți și părinți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. E un har special din partea lui Dumnezeu care vi l-a dat, vi-l dă și îl aveți. Pentru dimineața aceasta se potrivește ca să putem să vorbim deci despre familie. Dacă în lumea aceasta este ceva creat, este ceva descoperit, este ceva revelat, aș vrea să vă spun, căci cel mai important dintre toate acestea este familia. Este familia. Unii spun în dreptul familiei una și alții alta, dar noi credem căci familia este creația lui Dumnezeu la început, înainte când a făcut prima dată pe om, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, a făcut parte bărbătească și parte femeiască și apoi au început să aibă copii și să se înmulțească oamenii pe pământ, familia. Însă în același timp, dacă vreți, pentru că Dumnezeu a pus așa mare bază pe familie, pe soț, pe soție, a avut cineva grijă ca să împotrivească și să-i facă așa mare rău pe parcursul vremurilor și să continue răul acesta, nu oarecumva descrescând, nu oarecumva dezamorsând situația în dreptul familiei, ci dimpotrivă crescând tot mai mult. Pentru că dacă suntem atenți și observăm ce se întâmplă astăzi, frați și surori, dragă biserică,
cea mai grea încercată este familia. Poate că nu observați în biserică. În biserică nu se observă lucrul acesta, dar dacă vă uitați puțin afară, în societate, veți observa că din 5 familii, 3 se despart. Nu e așa că e o surpriză foarte neplăcută, pentru că Dumnezeu de altfel le spune oamenilor să fie soț, soție și copii și pentru totdeauna. Nu doar pentru un timp, nu doar pentru o vreme limitată, ci pentru totdeauna. Așadar, frați și surori, am putea să împărțim mesajul în această dimineață încercările prin care trece familia și încrederea ce trebuie să aibă familia. Vedem multe forme de a educa sau de educație familiară pe care noi le întâlnim, societatea, cu școala, cu învățământul, cu sportul, cu toate câte le pune la dispoziție, cu distracțiile, cu timpul liber, tot ceea ce noi avem, să cheltuiește, să investește cel mai mult pentru a ne învăța copiii noștri și ca atare și pe noi, când suntem mai mari. Se investește foarte mult. De asemenea, o bună mărturie se poate spune și atunci când omul ajunge să lucreze, să muncească și de acolo are de învățat. Lista ar putea continua și vrem să trecem direct aici unde suntem. Copiii noștri sunt binecuvântați a celor care deja au luat contact cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Dumnezeu, și vin la casa de rugăciune și noi le punem la dispoziție școală duminicală, învățător de copii și extraordinar de frumos. Însă, când ne gândim la toate acestea până aici, spunem atunci, familia nu prea mai are ce să mai facă. Familia deja s-a cam dus în a intra în obligațiuni, frați și surori, dimpotrivă. Neprețuită sau nevalorificată familie are cel mai mult de lucru în dreptul copiilor. Copilul când se naște, nu se naște nici la locul de muncă, nici în altă parte, ci se naște în familie. Miriam a venit în familia voastră, Sami, da, Cristian? Mulțumim Domnului pentru ea. Mulțumim Domnului că, și mulțumesc Domnului în mod special, că Dumnezeu mi-a făcut parte ca să țin în brață în mod public și să prezentăm înaintea Domnului pe a patra odraslă născută în familia noastră. Acum o ține soția. Dacă Naomi a fost prima, Claudiu al doilea, Aron al treilea, cum a fost Miriam. Și mulțumesc Domnului pentru lucrul acesta. Aș vrea să înțelegem că dacă îmi doresc și vă doriți și ne dorim ceva, în dreptul familiei este ca Dumnezeu să lase binecuvântare. De ce lucrul acesta? Pentru că am priceput, studiind Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, care ne stă la bază pentru fiecare dintre noi, că în 1 Cronici, capitolul 17, cu versetul 27, găsim scris un cuvânt special și îl citim. David spunea în rugăciunea lui, binecuvintează casa robului tău. Și am putea să deschidem, să citim cuvântul acesta, versetul acesta complet, versetul 27, 17 cu 27, 1 Cronici, binecuvinte, că ce binecuvintezi tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie, mărit să fie Domnul. Ordinar de mare descoperă acestui mare om
despre care învățăm așa multe lucruri și, dacă vreți, putem să fiecare zi. Curios e că găsim și alți oameni care n-au avut aceeași frică, aceleași relații ca și David altădată cu Dumnezeu și totuși el se manifestă spunând prin experiența pe care el a avut-o în Numeri 22 cu 6. Acolo găsim pe un împărat, un om păgân, care omul acesta, m-am mirat, Numeri 22 cu versetul 6, m-am mirat de spusele acestui om, de descoperirea acestui om, de vorba acestui om pe care el o are, începând cu versetul 5. El vede un popor care atât de mare teamă i-a inspirat încât el a spus în versetul 5, partea ultimă, căci acest popor acoperă fața pământului. Și acum uitați-l pe omul acesta, cheamă pe omul lui Dumnezeu, spunem noi, ca pentru ca să poată să scape de această teamă, să-l blesteme. Și uitați versetul 6, partea ultimă care spune, căci știu căci pe cine binecuvintezi tu este binecuvântat și pe cine blestem tu este blestemat. Extraordinar! Descoperim în dreptul acestui om căci el crede în binecuvântarea lui Dumnezeu, dar în același timp crede și în binecuvântarea pe care o aduc oamenii. Și o rostesc unii altora. Când ne întâlnim, cum zicem? Pacea Domnului și Dumnezeu să te binecuvinteze, nu? E extraordinar să nu uităm acest lucru. Nu ceau, uitați de asta. Și fiți foarte atenți la cuvântul lui Dumnezeu pe care noi îl avem, pentru că noi trebuie să ne binecuvântăm unii pe alții. De ce? Binecuvântându-ne, care nu vine din mâna oricui, vom vedea puțin mai târziu. Frați și surori, am vrea să observăm cuvântările acestea trebuie să fie recunoscute din mâna cui vine. Nu vine de la oricine. Aveam în biserică, ea era prosperă material. Și într-o zi spune, n-o vezi, mă, mitică, tu, cu a tale, stai și trăiești mediocru. Dar uite-te la mine, care îmi sunt valori și unde am urcat eu, pentru că fac ce fac. Și auzi, încă ceva, să știi că pe mine m-a binecuvântat Dumnezeu. Vedeți? Cred oamenii în binecuvântările Domnului, însă nu sunt suficiente binecuvântările materiale. Alături de ele sunt să fie și trebuie să fie și celelalte spirituale. Teama de Domnul, frica de Domnul, sursa într-un devine binecuvântarea. Poate omul să spună că e binecuvântat și vine din surse murdare. Vinde nu știu ce. Și el spune că e binecuvântat. Însă, frați și surori, ca să putem să spunem că într-adevăr suntem binecuvântați, sursa de unde vine binecuvântarea. Binecuvântarea se oprește în dreptul oamenilor, în primul rând, care se încred în Domnul. Mărit să fie El. Oamenilor care se încred în El. Deci e foarte simplu să înțelegem că binecuvântarea, în primul rând, este pentru cei ce se încred în Domnul. Deja am găsit sursa și sursa e foarte bună. Domnul,
Sursa binecuvântărilor noastre nu e altcineva, nu-i diplomația noastră, nu-i șmecheriile noastre, ci e Dumnezeu. Gloria Lui! Dumnezeu, de ce? Pentru că de dimineață te trezești, îl pui, iai ca și bază, îl pui ca și bază în viața ta, în umblele tale, în munca ta, în pașii tăi, în tot ceea ce faci. Și Domnul poate să ne ajute să putem să spunem că suntem binecuvântați și dacă al nostru venit este mai puțin, mai micuț. Tot putem spune că suntem binecuvântați. Frați și surori, Ieremia capitolul 17 cu versetul 7, găsim scris aici un cuvânt care ne uimește, un cuvânt care ne dă încredințarea, 17 cu versetul 7. Binecuvântat este omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde nu e forța fizică, nici a sănătății, nici a intelectului, nici a altor surse, ci este Domnul. Deci binecuvântat este omul care se încrede în Domnul. El este sursa de care noi avem nevoie și de unde ne vine sprijinul de care noi avem nevoie. Frați și surori, în același timp este binecuvântat omul care se încrede și aduce încrederea aceasta în viața omului biruință. Este foarte important să știm căci chiar dacă noi trecem prin anumite momente mai bune sau mai puțin bune, la final vom avea biruință. Matei 24 cu 35, dacă se poate să fie și afișat, găsim scris 24 cu 35. Găsim scris un cuvânt de care noi ne uimim. Suntem uimiți de cuvântul lui Dumnezeu. Cerul și pământul, ce va face? Va trece. Dar cuvintele mele, spune Domnul, nu vor trece. Vedeți dumneavoastră ce înseamnă și ce valoare are ca omul, poporul, biserica, familia să-și pună încredere în Dumnezeu. El ne va purta de grijă. Am trecut prin niște momente destul de critice anul trecut și a venit Domnul și ne-a vorbit. De ce critice? Pentru că a trebuit să cobor într-o vale foarte adâncă din punct al sănătății. În 22 iulie, după două preinfarturi, a urmat și infartul. 4 minute, aparatele au înregistrat zero. Și loc de muncă nu mai este, pentru că nu mă mai lasă să lucrez. Alte resurse, de asemenea. Însă a venit Domnul și mi-a spus, încrede-te în mine că eu îți voi purta de grijă. Și știți că a făcut-o Dumnezeu? Dar nu de acum. A făcut-o de la început. Și El își păstrează credincioșia în continuare, mărit să fie El. Chiar dacă a trebuit cateterismul făcut, 2 stenuri la inimă, ce contează? În mâna Domnului suntem. Și noi trăim pentru o cauză concretă. Și cauza noastră e Dumnezeu. Gloria Lui! Ce mare binecuvântare! Căci noi putem să fim în viață, să fim bine și să aducem copiii noștri, nepoții noștri la picioarele Domnului și să spunem cu cuvinte mai sărăcăcioase sau mai bogate, Doamne, poartă de grijă! Și Dumnezeu care își păstrează, repet, credincioșia față de noi, o face. Laudă Lui! Dragi frați și surori, pe cine mai binecuvintează Domnul? Mai binecuvintează și pe oamenii care se tem de Domnul. Se tem de Domnul. Psalmistul spune că unii se încred în caii lor, alții în carele lor. Ei se îndoaie și cad, dar cei ce se încred în Domnul rămân în picioare și merg înainte. Mărit să fie Domnul. Așadar, Dumnezeu binecuvintează pe cei ce au frică de El. Au frică de El.
care să fie frica noastră? Ia-ți în spate mereu că mă vede, pentru că așa am găsit în Psalmul 139. Sau gheață în spate că mă vede păstorul, comitetul. Gheață în spate că mă vede mama, tata, sau soțul, sau soția. Nu! Nu! O teamă de Domnul din dragoste pentru că să nu greșim și să nu păcătuim. Pentru că îl iubim pe El. Asta e teama de care noi avem nevoie. Doamne, zic, dă-mi-o. Frați și surori, dacă citim Proverbe, capitolul 10, versetul 22, găsim scris că binecuvântarea Domnului și El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Slăvit să fie Domnul! Vrei să fii bogat? Vreau să fiu bogat? Uitați-L pe Domnul! Cereți binecuvântarea Lui și El ne îmbogățește! Și mai mult de atât, El nu ne lasă să fim urmați de vreun necaz, de vreo suferință în care să murmurăm, chiar dacă ne îngăduie și ne duce până acolo. Până acolo. Aș vrea să vă mai spun ca și o mică paranteză. Fiica mea, o lucrătoare socială, mă întreba: câți copii ai? Cum îți cheamă soția? Nepoți ai? Am. Ce lucrez? Păi, sunt păstor în biserica. Da, o ascultam și răspundeam. La un moment dat nu mai o ascultam. De la un moment dat n-am mai putut nici măcar să o mai ascult. Într-o pace și o liniște care nu se poate exprima în cuvinte. Și când am revenit, după cele 4 minute, când mi-au făcut resurcitarea, parcă am spus mai pe o parte, dar când mă uit la familie, la cei 13 membri din care facem parte împreună, frate, sunt aici și ne bucurăm că suntem împreună. Până când și cât, Dumnezeu știe. Aș vrea să înțelegem că binecuvântările Domnului trebuie dorite în viața noastră pentru că ele ne îmbogățesc mai bogați. Ele nu ne fac ca și oamenii care nu-și ating un scop pe care ei îl au, să supără, să necăjesc. Bunurile lor materiale sunt enorm de bune în unele cazuri, ci cei care cred în binecuvântările lui Dumnezeu și se tem de Dumnezeu, ei sunt veseli și spun: îți mulțumesc și pentru pâinea cea de toate zilele, doar. Glorie Domnului! Frați și surori, de altfel, lipsiți, dar nici spiritual, să nu primim doar cu limita, să zicem: Doamne, toarnă Tu! Și nu primim doar limitat, ci să spunem: Doamne, dă Tu! Și Domnul dă! Frați și surori, e adevărat că e foarte bine ca să vorbim de anumite responsabilități pe care le avem. Cineva spunea și avea mare dreptate: pocăința e pentru oameni mari, pentru oameni serioși. Sau chiar și invers poate fi. Pocăința e pentru oameni serioși și familia e pentru oameni mari. E nevoie ca noi să putem să o zicem din punctul nostru: Doamne, așa cum spuneam la început, ne-ai trecut prin fazele preadolescenței, a copilăriei, a tinereței și acum ne-ai făcut și părinți. Îți mulțumim pentru lucrul acesta, însă avem responsabilități. Și care sunt responsabilitățile noastre? Poruncile lui Dumnezeu care trebuiesc înfăptuite de viața noastră, de inima noastră. Și dacă ne întoarcem puțin la ceea ce am citit și citim, în Psalmul 78 găsim următoarele cuvinte, versetul 2,
și partea a doua, dar îl citesc de la început. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Frați și surori, cred că fiecare dintre dumneavoastră ați citit partea aceasta din Scriptură și ați descoperit multe lucruri. Însă m-am gândit mult la ce a însemnat când Asaf a spus ce înseamnă pentru mine înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce înseamnă pentru noi, ce înseamnă pentru biserică înțelepciunea vremurilor străvechi? Nu-i greu să descoperim și foarte simplu și privește biserica și poporul lui Dumnezeu în mod special, familia. Care au fost valorile vremurilor străvechi? Nu-i nicio problemă că ne repetăm. Valorile vremurilor străvechi a fost bărbatul să-și aibă nevasta lui și femeia să se teamă de bărbat și ei împreună să aibă familie, copii. Astea sunt, sau asta este înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce mai e? Sau de ce mai depindea înțelepciunea vremurilor străvechi? Continuăm versetul 3. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamul lor de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care El le-a făcut. Dragi familiști și toți cei care vreți să vă căsătoriți, Domnul să vă dea izbândă. Aș vrea să vă pun o întrebare și să-mi pun și mie. Oare din când în când mai facem vreun consiliu așa familiar și mai discutăm despre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în cadrul familiilor noastre, a familiei noastre? E o provocare. Știți ce lucruri frumoase ies? Știți ce lucruri binecuvântate ies? Spune-i tânărului tău de astăzi sau copilului tău, sau poate că copilul tău are familie deja, spune-i încă de la început, când Dumnezeu a lucrat în viața ta, în viața voastră. Vă veți minuna, ne vom minuna. De ce? Pentru că acestea trebuiesc amintite din când în când. Amintiți-vă, ieșit poporul lui Israel din Egipt și Domnul îi spune lui Moise, când vor întreba copiii voștri ce sunt toate acestea, voi ce să le răspundeți? Pietrele acestea au fost luate din mijlocul Iordanului ca o mărturie și ei se vor minuna de ceea ce vor auzi de la voi. Ce e aici în chivot? E mana pe care au mâncat-o părinții voștri timp de 40 de zile? O, dar ce mai e în chivot? E și toiagul lui Aron care a înfrunzit într-o singură noapte, a dat muguri, a înflorit și a dat și roadă, mărit să fie Domnul. Ce mai e în chivot? Păi Moise a stat 40 de zile pe munte și a venit jos coborând cu tablele legii. Frați și surori, frumoase lucruri putem noi să discutăm în ședințele noastre familiare. Domnul să ne ajute! Deci e important ca să putem înțelege mai departe că El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor. Acum, aș vrea să nu vă surprindă și pe voi doi, pe Sami și pe Cristina și pe dumneavoastră ceilalți, ca și provocare de responsabilitate pe care noi avem, copiii pe care noi avem, îi avem pentru o vreme. Ascultați-mă bine, ca unul care vă pot spune cu toată convingerea, fetele s-au căsătorit toate trei și știți cât de îndămânos mi-au fost atunci și le-au cerut în căsătorie? Ai, nu le mai poți, nu mai poți lăsa, mai ales Sami. Am zis, Sami, du-te la Madrid și vino peste un timp.
Și eu spus nu. Are două locuri de muncă într-un spital privat în Almeria. Se va angaja acolo. Și Sam mi-a spus, nu mă interesează banii care ea îi produce, care poate să-i facă. Nu, pe mine mă interesează ea. Frați și surori, la noi și cu noi pentru o vreme. Și vremea e limitată. Poate pentru unii mai mult sau mai puțin, dar tot e limitată. Am vrea ca noi, ca Dumnezeu, ne-a ajutat, mers spre încheiere, ne-a ajutat Dumnezeu ca să ajungem părinți, avem responsabilități. E mari, dar frați și surori, dragi familii, aș vrea să rețineți, nu să fie prioritar munca din noapte în noapte și să-mi văd copilul când plec la serviciu dormind și să-l găsesc tot așa. Copilul are nevoie de noi, are nevoie de mine, de dumneata, are nevoie de fiecare dintre noi. Vă amintesc spusele sau întâmplarea unui copil care s-a oprit cu tatăl din l-a oprit pe tatăl său din alergarea lui și a spus, tată, cât costă o oră dumitale? Atâta. Tată, vreau să te mai întreb ceva, ce? Îmi mai dai încă 30 de euro, pentru că 20 i-am eu. Pentru ce-ți trebuie ție? Păi dacă ora dumitale e 50 de euro, păi să pot să cumpăr o oră din timpul dumitale. Dragi părinți, copiii noștri au așa de mare nevoie de a sta de vorbă cu ei. Domnul să ne dea înțelepciunea de care noi avem nevoie, să ne dea îngăduința de care noi avem nevoie. Noi spunem pierdem, dar nu pierdeți. Câștigați încrederea copiilor dumneavoastră, câștigați încrederea nepoților dumneavoastră, câștigați încrederea în cele odrasele pe care Dumnezeu le îngăduie între dumneavoastră. Frați și surori, binecuvântare doresc peste Sami, peste Cristina, binecuvântare doresc peste Miriam, binecuvântare doresc peste toate familiile din locul acesta. Dar binecuvântarea de care noi avem nevoie, ea este dependentă în primul rând Dumnezeu o dă oamenilor care știu sursa de unde vine. Apoi o dă oamenilor care se încred în Dumnezeu și nu în ultimul rând oamenilor care se tem de El. Glorie Domnului! Harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie și să rămână cu Biserica Emanuel și dacă, spunea fratele Viorel, poate că voi veni mai des acum, nu știu dacă, nu fac nicio promisiune, dar am văzut-o ieri alaltă, ieri care a fost pentru prima dată pe Miriam, pentru că n-am putut să vin atunci când a venit și soția, parcă mă leagă fetița asta. Domnul să fie lăudat. Amin. Iubiți frați și surori, stimați părinți, tați, mame, Dumnezeu să ne ajute. Așa cum am auzit astăzi citindu-se și amintindu-se despre omul acesta din țara Aus, s-a scris dacă ar vrea Dumnezeu din nou să mai repete o istorie, să mai scrie o carte, Iov, găsește aici familii. Atunci, eu cred din toată inima că sunt astăzi aici oameni, familii, părinți, copii temători de Domnul, care aveți și avem inima curată și îl căutăm pe cuvântările lui Dumnezeu sunt mine în viața noastră. Și nu uitați, din acest rezervor binecuvântărilor lui Dumnezeu,
ți le-a dat ca soț să-ți binecuvintezi soția, să-ți binecuvintezi soțul. Vi le-a dat și ni le-a dat ca părinți să ne binecuvântăm din acest rezervor nesecat al Harului lui Dumnezeu, să ne binecuvântăm copiii. Avem sentimentul că societatea uscă familia. N-am deloc sentimentul acesta. Mă uit la parada aceasta care se face în jur, doar cei ce nu mănâncă din izvorul binecuvântării vor seca și societatea le va seca familia. Dar cei ce mănâncă din Domnul, cei ce se hrănesc din pâinea vieții, familiile care vor mânca din pâinea vieții, bărbații care vor frânge pâinea vieții în casele lor, mamele care se vor scula de dimineață și nu le va fi frică de zăpadă și nu le va fi frică de nimic, nu vor fi uscate și nu veți fi uscate, pentru că gura Domnului a vorbit. Sunt cu voi toate zilele vieții voastre. Asta te vizează pe tine și mă vizează și pe mine. Așa că uitați-vă cu dispreț, dacă vreți, nu cu îngrijorare, la toată parada aceasta distrugă. Și este adevărat, familia, rămâneți tari în Domnul, ancorați-vă în Domnul, ridicați-vă privirile în sus, izbăvirea vine de la Domnul. Amin. Ridicăm cu toții în picioare, frați și surori. Este ca și întotdeauna și astăzi o ocazie frumoasă să ne binecuvântăm unii pe alții, să ne rugăm pentru familii, pentru sacralitatea familiei, pentru demnitatea bărbatului, a soției, pentru creșterea copiilor și pentru binecuvântările acestea nespus de mari pe care le primim în fiecare zi. Să-i mulțumim Domnului și să spunem: Doamne, cât despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Haideți să intrăm în rugăciune. Amin, amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumim Domnului pentru timpul de părtășie care l-am avut în dimineața aceasta aici cu noi, unii cu alții și Domnul cu noi. Fraților, ne întâlnim după masă de la ora 18 aici la Casa Domnului. Săptămâna aceasta ne-am rugat pentru 4 surori din biserica noastră. Nu-i niciun bai, le trece. Este o vorbă care, nu știu, poți să ziceți, ce are fratele Viorel de zice așa? Păi noi ziceam, lasă că până se mărită. Vedeți, cât am fi noi de atenți, ne pot surprinde unele.
Domnului, că pe el, frați și surori, ne vedem modificare și spre folosul nostru, așa cred. Continuăm mesajele despre Iisus care le ținem dimineața și Iisus Hristos în rugăciune va fi mesajul de după masă. Fratele Cornel va predica din cuvântul acesta și Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea de după masă. Ne întâlnim înainte de ora 18 aici la Casa Domnului. Și acum, ce vreau să vă spun? Săptămâna aceasta, de marți, miercuri, când avem mana de dimineață și joi, pentru că vrem să aducem Casa Domnului, spațiul casei de rugăciune, în condiții mai bune și se va face o curățenie specială, mocheta, deja partea de sus a copiilor s-a făcut și în situația asta ne cerem scuze, dar trebuie să făcute și lucrurile acestea și le vedeți tot ca și lucruri. Lucrării deja, mocheta, scaunele, în ele, poate îl resimțiți, nu-i sănătos, trebuie să avem grijă și de aspectele acestea, de confortul nostru, deci suspendăm serviciile divine și prima întâlnire este vineri seara la ora 20. Deci vineri seara la ora 20:30, fratele și Moris, păstorul care l-am anunțat, va fi cu noi din biserică. Va fi un seminar sâmbătă cu a conduce. Ar face trimite în atenția tuturor fraților, bărbanți din biserica noastră. Așa că invit pe toți frații și în mod special, încă o dată, deși cu unii dintre dumneavoastră am cu toți cei ce sunteți în lucrarea Domnului, indiferent la ce nivel, un frate deosebit, Dumnezeu îl folosește cu putere și cu Duh și cred că avem nevoie așa de o revigorare, de o reîmprospătare în slujire. O viață întreagă bărbatul acesta, fratele știți, Moris, s-a dedicat aceste și l-am așteptat. Am mai fost o singură dată în Spania, deci vineri ora 20:30 este prima întâlnire frații bărbați care puteți veni aici. Sâmbătă, la ora 10 dimineața, este prima sesiune. Masa pe care o asigurăm noi, organizatorul, și după masă va fi de-a doua sesiune. Deci faceți-vă, fraților, liber, surorile, că m-a întrebat cineva, și frații când au plecat surorile la conferință. Uitați-vă cum rânduiește Dumnezeu. Dumnezeu n-a trecut cât și spui soțului, să nu lipsești vineri, să nu lipsești sâmbătă, eu văd, ai nevoie în ceea ce tu faci să fii acolo. Dumnezeu să cuvinteze. Este și Dumnezeu, uitați-vă cum este. Deci, țineți cont de aspectele acestea. În săptămâna aceasta ne-am rugat pentru 4 surori din biserica noastră și așa cum am procedat în tot. Iar aceasta va fi rugăciunea aceasta a bisericii pentru Cornelia, Lidia, Irina și Cristina. Și urmează alte surori pentru care noi ne rugăm. Sunt surori membri în biserică în Lidia, în Spania și ne rugăm pentru ele. Săptămâna care urmează, săptămâna care am intrat, ne rugăm pentru Ana, pentru Cauni Tabita, Doci Lidia și Mia. Dumnezeu să le binecuvinteze. Cu candidații mă întâlnesc miercuri la ora 21 seara. Mulțumim Domnului pentru că din biserica noastră și nu numai din biserica noastră, Dumnezeu cheamă la mântuire pe urmă, bărbați și femei. Acesta de pregătire pentru botezul care îl vom avea în 14 mai
și împreună cu dumneavoastră să zicem Dumnezeu să-i binecuvinteze. Să binecuvinteze lucrarea aceasta și inimile lor. Și cu ocazia aceasta, repet, dacă mai sunt aici persoane care n-au încheiat legământ cu Domnul, mâine, poate să fie un prea târziu. Astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inima, căutați pe Domnul și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă doresc poftă bună în familie și binecuvântăților din pentru casa voastră, pentru familie voastră. Așa cum a zis, vă mai așteptăm. Har și pace, fraților, poftă bună!